Bună ziua, stimați telespectatori, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Educația. E 1 septembrie, începe un an nou școlar după cel cu probleme legate de pandemie, de fapt după două legate de pandemie cu probleme, iată că urmează un an nou școlar care se pare că va avea aceleași probleme sau chiar mai multe. Încercăm să aflăm cât mai multe lucruri de la firul ierbii, inclusiv poziția părinților și la nivel de țară, să aflăm ce gândește ministerul, mai ales că avem deja un ordin comun care este în dezbatere între Ministerul Sănătății și Ministerul Educației. Vom afla însă mai târziu și despre ce se întâmplă în alte țări, cum este tratată pandemia în alte țări. Avem plăcerea ca să fim în legătură cu domnul Iulian Cristache, președintele Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți din Învățământul Preuniversitar, căruia îi spunem bun venit în emisiunea noastră. Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație. Alături de noi, prezint cu ocazia, este și domnul Marius Buzerea, directorul Colegiului Tehnic General Gheorghe Maghieru din Târgu Jiu. Bună ziua. Seara. Primul lucru, domn președinte, avem deja, să spunem așa, deocată în dezbatere, un ordin comun care vă nemulțumește profund din ce am văzut eu pozițiile dumneavoastră din ultimile ore. Da, în primul rând ne mulțumește pentru că nu a fost consultat și aici nu e vorba doar de noi ca federație, nici partener social de la nivelul Comisiei de Dialog Social nu a fost consultat. Nici noi, nici elevii, nici sindicate, nici măcar sindicate. Eu cred că era foarte important să fiți întrebați și dumneavoastră, sunteți actori principali. Chiar dacă educația este centrată pe ele, totuși nu putem să spunem că sindicatele nu au un rol major la nivelul chiar și a unui ordin comun care implică Ministerul Sănătății. O semnătate pe care nu înțelegem, nu știu de ce și-a dorit domnul ministru să țină secret până în conferința de astăzi, acolo peste poză noi le-am luat de la presă, nici măcar nu noi le-am transmis. Deci a fost o chestie pe care chiar nu înțeleg de la domnul ministru, mă conține că care știu că este comunicativ, corespondăm cu dânsul, schimbăm mesaje, întreabă, de data asta nu știu de ce și-a dorit acest lucru, lucru care cu certitudine va adăuna la începutul anului școlar, pentru că va atrage nemulțumirea tuturor și nu doar la noi la nivel federației. Sunt trei lucruri majore care ne-au atras atenția. În primul rând, online nu mai devine obligatoriu. Dacă un copil vine cu o adeverință medicală și stă acasă, școala nu mai este obligată să-i transmită lecțiile online. Și stau și mă întreb de ce Dumnezeu le-a încheltuit atâtea de milioane pe acele 500.000 de tablete pe care le-am cumpărat, de ce Dumnezeu le-a făcut investiții în ultimul timp într-un limba alert la nivel de logistică și infrastructură în unde să învățăm la zi să putem să practicăm lecțiile online. De ce avem acel program creier în care peste 60-70.000 de ani timp s-ar putea să fie mai mult acum de profesor a făcut o formare de dezvoltare personală pe predarea online? Ca să ce? Ca să dăm poze acum copiilor și să-i punem să devină autodidacți? Este incredibil așa ceva. Deci este o decizie pe care mă lasă fără cuvinte. Adică chiar nu știu ce să spun, nu știu care ce stat, ce notă de fundamentare are în spate o astfel de decizie. Sau pot înțelege până la un anumit punct din declarațiile domnului ministru prin care spune că nu mai dorește sistemul hibrid. Este adevărat că sistemul hibrid este unul deficitar. Și nici dumneavoastră ca profesor nu-l doriți, nici noi ca elevi și ca părinți nu-l dorim, pentru că e greu pentru un profesor să poată să predea atât față în față cât și formațiunilor de studiu din online și nu neapărat la modul în care predă, că poți să predai și la 100 de ei și la 100 de calculatoare. Dar la modul în care cei care sunt în spatele calculatorului reușesc să fie atrași de ora de la acea lecție. Ați vrut să spuneți ceva, v-ați spus. Da, autoritățile justifică faptul că învățământul online nu și-a atins scopul, adică n-a avut rezultate dintre cele mai bune și acum vor să-l cam scoată. Deci cam asta e ideea. Păi nu, se referă la hibrid. Online nu ai cum să-l faci să dispară, atât mai mult cu cât noi ne dorim ușor-ușor să se implementeze cel puțin la nivelul unor discipline. Deci noi trebuie să culegem roadele acestui sistem online atât de mult pulit, dar să luăm părțile bune din acest sistem online și să le dezvoltăm, pentru că vorbim de un secol al digitalizării și nu mai putem să ne întoarcem la căruță și la roabă. Deci trebuie să luăm aceste avantaje și coduri de bune practice, să le implementăm, să le dezvoltăm și să le punem în aplicare. Fără discuție că în acest moment România nu este capabilă de un învățământ online care să asigure nivelul de competențe dorit de noi. Fără discuție. Și sunt multe lucruri de care depindem. Depindem, cum spuneați, pe alocuri de logistică și infrastructură. Depindem de calitatea resursei umane. Depindem de conținuturile care trebuie să fie adaptate într-un fel sau altul pentru predarea online.
depinde de modul în care familia reușește să-și responsabilizeze copilul, că poate să facă un profesor orice, poate să stea și în cap. Dacă copilul din partea cealaltă stă cu camera închisă și nu vrea să participe la oră și refuză dialogul, n-am făcut nimic. Atunci puteți să arătăm înspre profesor până în 2030 și să spunem că doar profesorii sunt de vină. Nu! Sistemul online este despre noi toți. Deci ceea ce facem fiecare dintre noi și modul în care putem să ajutăm. Al doilea punct la care atragem un semnal de alarmă este modul în care se dă posibilitatea celor de clasa 7-a și a 8-a, dacă o clasă intră în online, dă posibilitatea în a 8-a zi să te testezi și să revii. Lucru care îi obligă doar pe cei care sunt nevaccinați. Cei care sunt vaccinați au voie să se întoarcă. Păi, să mă ierte Dumnezeu, eu sunt vaccinat, soția mea e vaccinată, v-am spus, deci nu sunt împotriva vaccinului. Dar atâta timp cât unul care este vaccinat poate să transmită și poate să primească, cu ce este diferit față de unul care nu s-a vaccinat? Singurul avantaj îl ai la nivel de boală, pentru că treci până această stare mai ușor, mult mai ușor. Da. Dar poți să transmiți, poți să primești. Și atunci trebuie să fie testați toți. Nu avem nevoie de poli de discriminare la nivelul părinților și discuții și certuri inclusiv cu directorii, că vor fi părinți care nu vor înțelege această situație pe bună dreptate și vor veni și se vor certa cu directori și vor spune: eu nu vreau să-mi testez copilul, de ce Lucutărescu i-ai dat drumul să intre? Ce facem cu ceilalți care sunt la ciclu primar, care sunt sub vârsta acceptabilă prin care se văd? Deci nu era nevoie, din punctul meu de vedere, de această situație, ci să creează obligativitatea vaccinării. Atâta timp cât statul român e în stare să-și asume obligativitatea acestui vaccin, să ne lase cu aceste constrângeri. Că nu mai suntem înainte de 1990. Înțelegem că trebuie să venim în sprijinul sistemului. Suntem de acord, suntem partenerul Ministerului, de multe ori ați văzut că murmăriți dialogurile, unii mă acuză că sunt pro-Minister Educației și pro-Guvern. Nu, rolul nostru este să venim în sprijinul sistemului, să nu-l demolăm. Dar rolul nostru este să tragem și un semnal de alarmă atunci când într-adevăr sunt probleme. Și a treia problemă este la nivelul membrilor familiei. Și aici înțeleg că sunt temeri în care majoritatea părinților sau parte dintre părinții din urban care au posibilități financiare își doresc să stea copiii acasă pentru că le asigură învățământul privat, acele meditații, și le asigură o zonă de liniște și de confort copiilor. Dar noi trebuie să ne uităm în cealaltă curte, în partea aialaltă săracă, unde 50% dintre copii sunt în mediul rural și nu putem să creăm pol de putere, adică să dăm o lege pentru cei bogați și o lege pentru cei săraci. Și trebuie să ne uităm la cei care într-adevăr au probleme, au comorbidități la nivelul membrilor și au frică să-și trimită copiii la școală. Deci trebuie să înțeleagă ministerul, ambele ministere, acest lucru. Există riscul să vorbim despre decese și nu știu dacă doamna Mihăilă va plăti pentru acele familii care, Doamne ferește, poate să primească de la copil virusul și formă peste o săptămână să-i bată clopotul la biserică. Deci să ne lase cu aceste ambiții și contre pe care personal nu le înțelegem. Sunt pro-sistem, sunt pentru a-și veni în sprijinul Ministerului, dar când sunt aceste soluții luate așa aiurea, nu pot fi de acord cu ele. Domnule președinte, anul trecut, cam prin vremea asta, anticipați un an școlar 2020-2021 plin de probleme. Lucru care s-au confirmat în proporție de 90 și ceva la sută. Așa cum e. Vedeți anul școlar următor, ăsta care a început astăzi? La fel, pentru că, din păcate, nu învățăm din istorie. Nu știm să învățăm din istorie. Așa suntem noi construiți ca nație. Nu știm să ne responsabilizăm, nu știm să punem umărul cu toții, nu știm să ascultăm, din păcate. Pentru că trebuie să înțelegem că dacă nu cu toții punem umărul la acest sistem și dacă nu respectăm niște reguli care trebuie să plece de la sancțiuni foarte clare, nu vom reuși să ne revenim cu acest sistem educațional. O să așteptăm o nouă lege, să lucrează în laboratoarele Ministerului o nouă lege. Nu am nimic oficial, dar am aflat pe surse că se lucrează la o nouă lege, având în vedere că este un proiect, este un departament România Educată implementat la nivelul Ministerului. Păi vă dați seama că vrea să apară până pe 1 octombrie? Iar ne dăm la joale, iar venim cu o lege făcută pe genunchi într-o lună de zile și o să depun în dezbatere publică într-o lună de zile și probabil nu se va uita nimeni la ea la nivel de dezbatere publică și iar scoatem o lege care să fie amendată de-a lungul celor 3, 4, 5, 6, 7 ani de 100-150 de ori. Trebuie să înțelegem că o lege a educației trebuie să fie făcută pe niște principii sănătoase, principii care sunt deja în lege, dar care nu sunt respectate, din păcate, la nivelul unităților de învățământ. Nici elevii nu le respectă, nici părinții, nici profesori, nici unii dintre directori. Nu vreau să generalizez, nu vreau să fiu înțeles greșit, am în față doi directori. Dar sunt situații în care fiecare face ce vrea în școală, ceea ce nu este normal. Până nu vom pune piciorul în prag și nu vom da sancțiuni foarte clare, nu vom avea progres la nivel societal, nu numai la nivelul sistemului de învățământ. Dumneavoastră urmăriți cu mare atenție
situația din învățământul românesc, că și normal conduceți cea mai mare federație din domeniul al părinților și trebuie să urmăriți foarte atent aceste lucruri. Cum ați văzut sau cum vedeți ce se întâmplă în momentul de față în țară, în diverse locuri, avem părinți care ies în fața școlii pentru că s-a schimbat directorul care se pare că a avut rezultate foarte bune în ultimii ani și au adus pe cineva, cum e la Dolj, acum astăzi a apărut pe presă, cineva din afara județului, culmea, deci cineva la Dolj a dus din Gorj, că suntem tot la Gorj. Bun, haideți să vă spunem pe nume. Aceste schimbări politice atunci când au fost concursul s-au făcut de 30 de ani. Deci nu doar PNL-ul, ci PSD-ul și cine a mai fost, PNTSD-ul și așa mai departe. Din păcate, nu poate să dispară aceste ingerințe și să știți că la nivel de vârf, nu la nivel de director, dar la nivel de vârf eu n-am o problemă cu aceste ingerințe atâta timp cât își asumă și respectă o linie trasată de partid, dar o linie care să aducă progres și nu regres, doar să plătim niște sinecuri. Acolo este clar că sunt și niște influențe politice, fără discuție, cred că și la nivelul celor care protestează, pentru că peste 6 luni de zile vor fi noi directori. Știm foarte bine că, din punct de vedere legal, inspectoratul școlar poate să schimbe fără discuții. Da, s-a terminat la 31 august, deci nu există un impediment din punct de vedere legal. Pe de altă parte, moral, eu am exprimat în martie, l-am spus la minister, inclusiv pe nivel de linie politică, să-și vadă de treaba lor și să nu mai schimbe directorii pentru 6 luni de zile. Pentru că vor avea de suportat. Nu văd de ce pentru 6 luni de zile, 3 luni de zile trebuie să mai schimbi directori. Sau sunt de acord să schimbi acei directori care au fost numiți tot în pix, ori în toamnă, ori în primăvară, și care nu au continuitate prin concursul pe care l-au avut. Dacă am un director care în 2016-2017 a avut concurs, nu mi se pare normal să schimbe acum din pix, chiar dacă i-a expirat mandat. Este absolut normal să lași până în ianuarie, până în semestrul 2. Culmea, și înțeleg acum de ce își doresc neapărat să schimbe din pix acest director, se pare, tot pe surse am aflat, că se fac presiuni să nu se țină acest concurs. Da, iată, și de aceea o știre nesuzibilitate. Da, ei țin morțiși să schimbe directorii ca să aibă director pe filieră PNL încă 2 ani de zile la o eventuală schimbare de mandat în 2024, eventual dacă ar veni PSD-ul la culoare, să aibă directorii din partea PNL-ului încă 2 ani de zile. Deci astăzi am aflat din nou, aflasem ceva acum o lună de zile, dar cred că poate să fie cea mai proastă mutare din punct de vedere politic pentru actualul guvern. Înseamnă că își dau singur la joale dacă fac lucrul ăsta. Trebuie să ne lase cu bătaia asta de joc, trebuie să țină concursul, adică dacă am fost în stare să ținem cele 2 examene cu 150.000 și cu 150.000, peste 300.000 de elevi, de ce nu am putea să ținem cu 20.000 de candidați la posturile de director? Adică nu cred că pot să îngrașe obrazul atât de mult. Și eu voi lua o poziție la cel mai înalt nivel, cel puțin la nivelul presei, voi da cât pot eu, cu toată puterea mea în acest partid, deși este un partid pe care îl simpatizez prin natura meseriei, am orientare de dreapta clară, dar nu pot să accept atunci când ne bate în joc de un sistem educațional. Am înțeles. Și nu întâmplător v-am întrebat, vă spuneam, părinții sunt alături de profesori, au ieșit de foarte multe ori în stradă, în diverse locuri din țară. Foarte bine și respect acest punct de vedere, dacă nu sunt ingerințe poliție și pe filiera lor. Că știți foarte bine că părinții sunt ușor influențabili, știm foarte bine că unii dintre părinții care sunt în consiliile de administrație cam pupă mâna directorilor, nu au așa o independență solidă și sper să nu se facă jocuri cu părinții de nivel politic. Sper să nu se facă. Faptul că dacă nu s-a făcut jocuri poliției acolo și faptul că a reușit să mobilizeze peste 200 de părinți, jos pălăria pentru ei, nu am ce să comentez în acest punct de vedere și se pare că directorul de acolo a făcut într-adevăr niște lucruri. Am înțeles că este un director totuși care a luat un concurs din 2008 sau ceva de genul și chiar a făcut în ultimii 13 ani, a făcut lucruri. Nu știu de ce trebuie să schimbe acel director. Am văzut explicația la antenă, explicația inspectorului școlar general este penibilă. Deci era bună pentru cei care nu cunosc legislația, dar pentru cei care cunosc legislația și tertipurile care se practică la nivelul inspectoratelor școlare, o explicație penibilă care nu este demnă de un inspector școlar general. Apropo de, spuneam noi, titlul emisiunii sub semnul pandemiei și dumneavoastră ați ridicat pe partea cu vaccinarea, cum vedeți aceste desanturi care se prefigurează, adică dacă vom avea în licee, că acolo se poate face acest lucru, dacă vom avea 50 de cereri, vom avea, să zicem așa, o echipă care vine să vaccineze pe copiii respectivi, pe tinerii respectivi, deși există centrele specializate.
Din punctul meu de vedere, nu reprezintă o problemă asta și faptul că transmite un formular în teritoriu astfel încât părinții să spună da sau nu, nu poate decât să vină sprijinul directorului de sănătate publică să-și facă un stoc de doze pentru a vaccina copiii acolo unde își doresc. Nu e o problemă asta, timp cât au fost campanii de tip drive-thru, adică să te ai în mașină și te putea vaccina, nu văd o problemă la un cabinet școlar sau la o clasă care poate fi improvizată și amenajată cu tot ce trebuie să poți să faci aceste vaccinuri. Este până la urmă ceea ce își dorește și Ministerul și Guvernul, o campanie de informare care să vină în sprijinul familiilor și copiilor. Deci nu văd o chestie de obligativitate în acest punct de vedere, atât timp cât acest formular nu creează obligativitatea, ci doar vrea să vadă percepția sau merg mai departe. Vrem să știm dacă putem să ne facem iluzii referitor la cum vom continua. Dacă vom avea într-adevăr o campanie care să ne spună că 30-40%, 50% între elevi se vor vaccina, atunci vom avea speranță să putem să mergem la școală față în față cât mai mult timp. Dar cum arată și sondajul meu, doar 5% între copii și nu condamn. Eu spun cum a ieșit în sondaj, deci nu mă poziționez pro sau contra. 5% este clar că vom avea mai mult un învățământ de tip online, chiar dacă a ridicat pragul destul de mult. Deci pragul de 6 la 1000 este unul destul de ridicat. Bănuiesc că Ministerul Sănătății ar trebui să aibă totuși o cifră de fundamentare și că această cifră n-a fost pusă efectiv din burtă. Doar de dragul de a spune că școala se închide ultima. Sunt de acord cu acest slogan, dar nu în detrimentul sănătății copiilor noștri. Deci trebuie să cântărim foarte bine când vorbim de sănătate și de școală. Sunt două drepturi garantate prin Constituție, trebuie să le punem pe același palier, dar parcă palierul sănătății este mult mai important decât palierul educației, pentru că riscăm să ne îmbolnăvim cu toții și să suferim mai mult ulterior. Când anticipați dumneavoastră că am putea avea primele școli închise, nu le-am deschis, dar deja întrebăm în varianta asta, din păcate, din cauza celor 6%, 6 la 1000, pardon. Eu cred că s-ar putea să avem undeva până octombrie, că văd deja că în zone din Ilfov o să ajuns deja la 1,5 la 1000. Și știți foarte bine că se transmite exponențial, plus că virusul ăsta care spune că e de tip Delta, ci că se transmite inclusiv la cei vaccinați mult mai ușor decât celelalte tulpini. Din păcate nu vedem niște rapoarte științifice care să vină în sprijinul nostru. Nu face altceva decât să ne dezbine, să ne sfâșiem între noi pe rețelele de socializare, care mai de care mai deștepți. Nu văd un raport științific venit nici pe filiera Organizației Mondiale a Sănătății, nici pe filiera Ministerului Sănătății, care să spună foarte clar, îl văd pe ăla, pe la american, că ba spune una, pe urmă, după o săptămână, ba spune alta, mai văd pe la OMS câte unul care bate câmpii, deci nu știm încă, din păcate, nu am ajuns la, deși suntem la un nivel al științei foarte, foarte ridicat, nu știu ce să cred. Ori nu vor și au interesele să ne sugă de bani la nivel de bugete naționale și europene, așa, încep și eu uneori să cred că, domne, chiar să nu poți să faci un medicament care să, pe cale orală, care să meargă și să vină în sprijinul familiilor și să putem să ne reluăm viața de zi cu zi. Cred că am mai spus în emisiunea noastră, nu știu dacă la asta am spus, e o mare semn de întrebare. Comisia Europeană a plătit aceste vaccinuri până în anul 2023. Deci a plătit aceste vaccinuri până în anul... Deci ce să înțeleg? Că până în 2023 vom sta cu aceste măști și vom sta izolați periodic, 6 luni în casă, 6 luni afară. Deci este foarte... oricât de obiectiv ai fi, și eu sunt un tip obiectiv și sunt un om care n-am fugit de acest virus, am umblat non-stop, nici nu cred că puteam sta închis și cred că nici comunitatea nu mă putea ține închis, că trebuie să circul, altfel fac un râmp în casă. Trebuie să circul, așa sunt obișnuit, să fiu liber și cred că toți suntem așa. Sunt niște semne întrebare pe care trebuie să ni le punem, din păcate, și ăștia nu ne lămuresc deloc la nivel internațional și la nivel național să vină naibii cu niște rapoarte științifice să ne spună, chiar dacă acest vaccin Pfizer a trecut, am înțeles, prin toate etapele experimentale, s-a terminat acum, nu mai este vorba de un experiment, este un vaccin aprobat de la cap la coadă, teoretic ar putea să ia locul unui vaccin de timp antigripal, să-l facem în fiecare an. Numai că, vă spun sincer, eu l-am făcut și vreo două zile am fost demolat, deși sunt un tip care nu bolesc, care nu zac, dar și la primul vaccin și la rapel, vreo două zile am zăcut efectiv. Și nu știu dacă aș mai prefera să mai trec în această situație. Există varianta să facem și pe al treilea, știți cum? Cei care au avut COVID-ul nu. Și m-am bucurat din punctul de vedere, sincer, pentru că dacă nu aveam și știam că trebuie să vin la al doilea rapel, nu știu dacă aș mai fi făcut. Adică eram undeva așa poziționat 50-50, probabil că în funcție de context și în funcție de amplitudinea valului 4, că văd că a început să vorbească și de valul 5 pe alocuri. Da, există. Deja începem să le comandăm firarele navici, că sunt valurile mării, mai avem să spunem și data și ora cu exactitate.
Asta e, vom vedea. Domnul Marius Buzerea a fost în luna august în Portugalia cu pe stagiile de practică cu elevii de la Colegiul Tehnic General Gheorghe Magheru și apropo, chiar îl întrebam pe chestia asta, să știți că la portughezi și prin alte țări parcă lucrurile sunt mai normale puțin decât la noi. Cred că ar trebui să învățăm din experiența, nu știu, și portugheză, și franceză, și germană. Sunt altfel construiți încă o dată. Oamenii, statele alea au sute de ani de democrație. Noi venim totuși după 30 de ani, când ne-a spus Brucan că trebuie să avem vreo 20 de ani răbdare, am râs de el, am zis că omul e deplasat, dar se pare că nici după 30 de ani de zile. Lucrurile solide se construiesc în timp și natural, să știți. Chiar dacă noi avem experiența țărilor dinainte și putem să luăm coduri de bune practice, aceste istorii se construiesc în zeci de ani, uneori chiar în sute de ani. Este nevoie de o educație care să fie continuă în generațiile noastre de copii, să aibă o altă mentalitate copiilor și copiii copiilor, astfel încât să putem să vorbim. Nu putem să importăm. Astea, codurile astea de educație trebuie să treacă zeci de ani, sute de ani, nu se poate în 20-30 de ani, în păcate. Și v-am dat exemplu de atâtea ori. În țară ne comportăm într-un fel, când ajungem în alte țări ne comportăm exact cum se comportă cei de acolo. De ce? Pentru că așa este la noi. Și pentru că acolo regulile nu se discută. În momentul când te-ai prins că ai greșit, te-ai amendat. Ai plătit pentru ceea ce ai făcut. Aici la noi se poate și așa. Da, aici l-aș completa pe domnul președinte. În țările vestice, primele institute de sănătate publică au apărut undeva acum 150 de ani și chiar mai bine. Atunci au pus problema sănătății la nivel de masă. La noi, abia de curând, și atunci sunt în asentimentul unui președinte că mai trebuie să treacă probabil ceva vreme. Da, dar asta nu ne consolează. E, din păcate, e o reflecție amară. Ar trebui să lucrurile să stea cu totul și cu totul altfel. Apropo de începutul de an școlar, știți că practic de 2 ani sunt blocate mai multe decizii la nivelul învățământului preuniversitar, atât la gimnazial, e vorba de planurile cadru, cât și la liceu. Într-o declarație recentă, ministrul educației spunea că în anul acesta vom lămuri și aceste lucruri, ca probabil în anul următor, 2022-2023, să se intre pe noile planuri cadru, atât la gimnaziu, cât și la învățământul liceal. Cum vedeți aceste lucruri, dacă e timp de dezbatere sau ce putem să facem în această direcție? În primul rând trebuie să avem garanția că vom avea un ministru încă 3 ani de zile, ca să împlinească ceea ce spune dumnealui. De obicei, vine un alt ministru și nu urmăm aceeași linie, pentru că aceste decizii nu sunt în dezbatere reale și să fie asumate de către tot spectrul politic. Ei trebuie să înțeleagă că orice decizie de schimbare trebuie să treacă și să fie asumată către tot spectrul politic, astfel încât să fie scris, să fie trecut în lege, să nu se mai schimbe ceea ce se propune. 2. Surpriză, deci 2022-2023. 2023-2024 va fi primul an de plan cadru și conținuturi schimbate. Deci elevii care acum intră în clasa a noua vor intra pe noile planuri cadru începând cu clasa 11 și a 12. Deci nu vom avea nici mai anul următor. Deci este nevoie de 2 ani de zile de tranziție ca să ne trezim că nu avem planuri cadru. Deci copiii ăștia nu vor învăța, nu vor avea continuitate la planurile cadru noi care au fost în gimnaziu. Pe de altă parte, eu am mai spus-o și am supărat și pe unii părinți și unii profesori. Să nu credeți că aceste planuri cadru vor veni cu ceva revoluționar. Adică vor schimba așa din temelie, pentru că sunt lucruri de bază pe care nu ai cum să le schimbi. Și important, foarte important, este modul în care profesorul se raportează la modul de predare în clasă. Este esențial cum un profesor reușește să mobilizeze o clasă, cum să face respectat și cum reușește să atragă acești copii să... Învățământul la noi se bazează mai mult pe supunere. Profesorul predă, copiii tac, ceea ce nu este în regulă. Trebuie să-l încurajezi, să întrebe absolut tot, să devină conștient că trebuie să cunoască acel lucru și să fie curios. Dacă nu vom avea un învățământ prin care să stârnim curiozitatea la acel copil, din păcate vom merge în continuare cu un învățat de tip mecanic și nu organic. Un copil, până nu înțelege fenomenul natural, cum se întâmplă și experimentul, eventual să mergem și pe partea de practică, nu numai pe teorie, adică să ne ducem în acele laboratoare, la biologie, la chimie, la fizică, pentru că sunt copii care nu pot înțelege din punct de vedere teoretic, dar dacă îi explici practic, poate să înțeleagă foarte bine fenomenul. Și atunci când faci și practic acest fenomen, îl ții minte toată viața.
În momentul de față, știți, pentru anul școlar următor, laboratoarele rămân închise. Deci, practic, laboratoarele de informatică, fizică, chimie sunt de neatins și în perioada următoare. Da, care laboratoare, din păcate, era doar cu numele. Haideți să fim serioși, câte experimente s-au mai făcut în laboratoarea de fizică, de chimie, câte... Eu țin minte că eram înainte de 90 și luam broaște, ne aducea câte o broască și o secționam și ne puneam toți pe lângă, de jur împrejurul profesoarei și vedeam toate aceste lucruri. Deci trebuie să ne trezim cu acest învățat băgat așa cu forța în creierul copiilor și trebuie să ajungem la partea de aplicabilitate. Asta este diferența între ceea ce se întâmplă afară și ceea ce se întâmplă la noi. Elevii de acolo sunt încurajați să gândească, la noi sunt încurajați să teacă. Adică dacă asculți un elev și dai 10, îi spui bravo 10, da? Dacă unul nu știe și dă 4, stai jos prostule, ai 4, bine, forțată expresia, dar vorbesc direct aia, la revedere, du-te acasă și învață. Nu, din păcate, trebuie văzut de ce acel copil a luat 4, care e problema? Este problema la profesor? E problema la copil? E problema în familie? Probabil că acel copil nu are ce să mănânce, nu are unde să-și pună capul să doarmă, ci numai de învățat nu-i arde. În momentul când un copil îți vine supărat acasă și pus și pe la muncile câmpului, în mediul rural, vă dați seama că poate să facă un profesor orice. Copilul ăla nu mai arde să învețe. Îi arde doar să vină să bifeze că a venit și să întoarcă acasă astfel încât să nu le matriculeze. Ultima întrebare din seria aceasta și după aceea o să, pe măsura timpului dumneavoastră, o să vă așteptăm și la altă emisiune. A fost vorba, știți, la sfârșitul anului școlar, de acel feedback, de acea evaluare a cadrelor didactice de către elevi. Cum o vedeți dumneavoastră din perspectiva părinților? Din punctul meu de vedere, este foarte bine să fie implementat. El trebuia implementat în 2017, când trebuia acest feedback să figureze ca anexă la statutul elevilor. Numai că atunci cele două asociații de elevi s-au certat între ele și tot taman bine i-a ficat bine domnului ministru Pop și a zis la revedere, dăm drumul la ordin fără anexă. Deci este normal și pe mine ca profesor nu m-a deranjat acest lucru. Din contră, m-ar ajuta să înțeleg unde sunt frânturile între mine și ele. Nimeni nu s-a născut învățat, nu o să avem niciodată o școală care să învețe tot. În viață avem o școală de-a lungul celor 70 de ani, 80 de ani cât trăim. Dacă cineva consideră că a făcut o școală și le știe pe toate, se înșeală. Învățăm de-a lungul timpului întotdeauna câte ceva. Și întotdeauna este bine să apleci urechea. Uneori eu am o vorbă și de la prost ai ce să înveți. Nu doar de la unul care este foarte elevat și foarte educat. Deci trebuie să pleci urechea și să asculți toate punctele de vedere și de acolo să înveți astfel încât să putem să vorbim de o poziție constructivă și să ne dezvoltăm și noi ca societate. Pentru că, din păcate, nu ne dezvoltăm, tot batem pasul pe loc. Ne dezvoltăm la nivel de supermarketuri, ne dezvoltăm la nivel de fast food, ne dezvoltăm la nivel de practici care mie nu prea îmi convin așa ce încercăm să importăm de pe afară, dar acolo unde avem nevoie de transmiterea valorilor morale, creștine, tradiționale și chiar și cele progresiste, nu e nimeni că nu trebuie să batem pasul pe loc, nu trebuie să fim absurzi și să spunem că nu trebuie să ajungem la un nivel de educație așa cum sunt în unele țări. Dar parcă de multe ori importăm de afară ceea ce este mai rău și cam uităm de valorile pe care trebuie să le transmitem la nivelul nostru național. Din păcate, mă tem că aveți dreptate. Domnule președinte, vă mulțumim pentru intervenția dumneavoastră de astăzi și, cum spuneam, vă așteptăm de câte ori puteți pe lungimile de undă EMI-TV. Vă mulțumesc, vă urez succes și sper că nu supără modul meu de abordare direct. Cum mă știți, ăsta sunt, nu-mi place să mă ascund după cireș, vorbesc direct și spun ceea ce gândesc. Să știți că telespectatorii noștri apreciază prezența dumneavoastră de fiecare dată. Deci și pe site-ul televiziunii vă puteți uita și sunt de multe ori poziții care apreciază prestația dumneavoastră. Mulțumesc și până la urmă ăsta este rostul nostru, este să facem o echipă astfel încât să putem să venim în sprijinul copiilor noștri. Vă mulțumim! Succes! Mulțumim. Dragi telespectatori, a fost cu noi Iulian Cristache, președintele Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți în Învățământul Preuniversitar, cea mai importantă organizație de acest timp din România. Revenim la discuția din studio și primul lucru, tot începusem noi de să vorbim puțin de Portugalia și de cum tratează ei pandemia. A fost în luna august când pe la noi aproape că dispăruseră orice... Da, este foarte interesant. Ne uităm la mare, la, să zicem, Costinești, Stațiunea Tineretului și peste tot, claie peste grămadă fără niciun fel de reguli. Am văzut și o știrie la... Da. Cum a fost în Portugalia? Exact invers decât la noi. În primul rând trebuie spus că... Am fost în primul rând cu un grup de elevi, de vreo 20 ceva de elevi, să-și execute stagiile de practică în Portugalia
și cu această ocazie am trecut printr-un institut de sănătate publică și prin două instituții de învățământ. Iar pentru noi, de prima oară când am ajuns la aeroport, am vrut să, când am ieșit din aeroport, cel care ne-a întâmpinat a spus, acum vă puteți scoate măștile, pentru că până acum câteva zile și în aer liber trebuia să fie mascara obligatorie, nu numai în spațiile închise. Apoi ne-a frapat, urmărind știrile de acolo, numărul mare de persoane care se vaccinau, erau în jur de 70% din populație, iar acum sunt în jur de 80%, iar faptul că pe cohorte de vârstă, atunci când am fost noi, erau în jur de, la vârsta de 15-16 ani, se vaccinau în jur de 30.000, aproximativ 30.000 de copii pe zi, este foarte mult. Având în vedere ce spunea domnul președinte, că la noi se arată intenția să se vaccineze aproximativ 5%. Deci interesul acolo pentru vaccin este, pentru vaccinare este foarte mare. În plus, inclusiv în Institutul de Sănătate Publică, chiar dacă elevii erau testați și unii aveau vaccin, după primele zile au avut o testare PCR obligatorie pentru a-și putea continua lucru și mai departe încă o testare antigen. Deci lucrurile sunt un pic altfel puse decât la noi, mult mai serios, mult mai aplicat și, într-adevăr, este intenția pentru și dorința de a se vaccina este foarte mare, inclusiv în rândul cadrelor didactice. Da, aici eu, să zicem așa, o veste bună ar fi de la noi, că totuși undeva la 60% dintre cadrele didactice ar fi vaccinate, din ce raportează ministerul. Ceea ce este un lucru foarte bun. Față de alte domenii e ok, dar nu e suficient, să spunem. Cred că în învățământ nu e suficient, pentru că învățământul este unul din domeniile în care riscul de a te îmbolnăvi este foarte mare. Și mă uitam astăzi cu colegii mei răsfoind câteva din ordinele comune, Ministerul Educației, Ministerul Sănătății sau ale Direcției de Sănătate Publice, niște note. La un moment dat se recomanda ca profesorul să păstreze, să stea în fața elevului, dar numai puțin de 2 metri, la distanță de cel puțin 2 metri. Ceea ce, din punctul meu de vedere, nu știu cât este realizabil, o dată datorită spațiilor și în al doilea rând, dacă ținem cont de rolul profesorului de a educa, cum scoți un elev la tablă, cum te apropii de el, cum vrei să-l îndrumi. Asta, cum vezi ce a făcut, de exemplu, pe caiet, ce și-a notat dacă trebuie să stai la 2 metri, trebuie să iei binocul, ceva de genul ăsta. Caietul de la 2 metri. No, deci aici este clar că meseria este, în acest moment, este una destul de supusă unui mare risc și atunci probabil că un număr mare, că 60%, așa cum spuneți, de profesori care s-au vaccinat, este totuși un număr relativ mic. Câți copii tineri, că vă raportați la tinerii de mai mari, de mai mari de 14 ani, câți copii sunt într-o sală de clasă, să zicem, la un liceu portughez sau ați mai fost și în alte țări, da, tot în perioada asta de pandemie? Da, acum ei nu acceptau să vină mai mult de 12, 14, 16 în clasă. Și multe deci, cu foarte multe restricții. Deci până la 30 și la noi nu, e exclus, cale lungă. Exclus așa ceva. Pentru că la noi ordinul acesta de care tot îl invocam are o prevedere așa mai ciudată în care spune că se respectă cât metru acela așa sau că, cum se poate, ceva de genul. Deci se înțelege, da, că se poate aplica și deci putem să băgăm și peste. Acum, spre deosebire de domnul președinte Grisache, eu cel puțin nu am văzut noul draft al noului ordin. Poate aici este mult mai bine precizat. Într-adevăr, în noile în vechile norme ale Direcției de Sănătate Publice, ale Ministerului Sănătății, erau anumite lucruri care erau greu de pus în practică, mai ales în spațiile aglomerate. Apoi, ce mi-a sărit în ochi, baleind un piculeț legislația, mă rog, aceste note și norme din anul trecut, am putut vedea că ele au fost foarte fluide.
Adică probabil că în contextul pandemiei s-au modificat sau s-a mai aflat ceva despre acest virus, despre această boală. Pentru că, cum spunea și domnul Cristache, noi știm foarte puțin și, într-adevăr, organizațiile acestea mondiale care gestionează această boală la nivel mondial lasă să se vadă totuși destul de puțin. Bun. Suntem siliți cumva să vorbim din nou de învățământul online și cât de pregătiți suntem noi de el. Pentru acum, acum nu cred că neapărat de învățământ online, ci mai degrabă... Spre acolo ne îndreptăm. Cred că de învățământul hibrid, care într-adevăr este foarte dificil de implementat cu elevii în clasă, elevii acasă, să-i monitorizezi, elevii de acasă nu au niciun control, asta nu însemna că ei să fie foarte responsabili, să aibă în spate un părinte care să gestioneze situația de acasă. Lucrurile sunt aici, la învățământul hibrid, sunt foarte dificil de gestionat. Nu, dar noi vorbim de învățământul online, care cita și ministrul educației, dar se citau studii internaționale care spun că rezultatele lui au fost dezamăgitoare în toată Europa. Au fost dezamăgitoare pentru că învățământul online nu se aplică cum l-am aplicat noi. Păi nu era vorba de noi, de români, era vorba de alte țări europene. Da, în contextul acestei pandemii, când deodată totul plecăm și mutăm în online. Eu cred că dacă am avut un câștig în această perioadă, un minim câștig, a fost tocmai acest învățământ online pe care tot l-am aflat. Am aflat cum se folosește tehnologia, cum putem să o integrăm în educație și am văzut că ea poate să aducă multe plusuri. Problema la acest învățământ online este dacă îl aplicăm în contextul pandemiei și asta înseamnă că de mâine intrăm cu totul în online, stăm acolo toată lumea, pentru că învățământul online dă rezultate foarte bune în cazul anumitor discipline, merge foarte bine să fie corelat cu învățământul clasic. Deci aduce foarte multe plusuri. Problema este că pandemia ne obligă să intrăm cu totul, inclusiv cu instruire practică, cu acte de laborator. Bun, ce ne-ar fi împiedicat? Și acum să facem abstracție de cei care, deci vaccinați și nevaccinați, pentru că e un întreg război la nivelul țării noastre, că urlăm de discriminare, deși dacă ți se oferă, practic, vaccinul se oferă la toată lumea la fel, nu văd unde e discriminarea, nu văd nici dacă beneficiezi pentru anumite avantaje dacă te-ai vaccinat, dar în fine. Asta a fost o paranteză. Deci, unde ar fi problema dacă, de exemplu, o clasă de la Magheru, din 30 de copii sau cât aveți, 25 într-o sală asta, jumătate sau peste jumătate au făcut vaccinul și ar putea să vină și ar fi lăsat să vină în continuare să facă partea practică la școală. De ce ar fi discriminare chestia aceasta? Că tot urlăm de chestia asta. În condițiile în care ei n-ar mai risca nimic, având în vedere că sunt vaccinați și eventual și testați. Bine, de teste nu vorbim din nou, nu mai vorbim nimic, dar asta e altă treabă. Da, cu testele e dificil dificil de aplicat, părintele trebuie să fie de acord, școala trebuie să aibă un cabinet, un cadru medical, un cabinet medical sau să aibă un parteneriat cu un astfel de cadrul medical. Deci lucrurile sunt destul de încurcate în ceea ce privește testarea elevilor sau cum se recomanda testarea profesorilor în cazul în care acestea dintr-o dată manifestă anumite simptome. Mă refer la vechile norme. Acum, la ce m-ați întrebat dumneavoastră, dacă ar fi discriminare, dacă un anumit număr de elevi ar veni la școală sau un anumit număr nu, de poate elevii respectiv, ceilalți, să zicem, vin 20 din 25, da. Cei 5 poate ar fi testați, bă, ne vaccinăm și noi să putem merge la ore față-față. Bine, eu de la cum știu, unii dintre tinerii noștri au început să prefere online-ul și s-ar putea să nu se vaccineze și din acest motiv, numai ca să fie lăsați acasă. Bine, sunt puțini totuși, sper că sunt puțini cei în această situație. Pe mine mă bucură această informație că peste 90% dintre părinți își doresc ca școala să fie în format fizic. Da. Asta este un mare plus pentru sistemul nostru. Asta înseamnă că și la fel un mare plus, dacă va rămâne așa, ar fi această limită de 6 să se meargă în format fizic
de până la 6%. Pentru că dacă vă aduceți aminte, anul trecut, deja la 1%, deja ne puneam problema să... Facem hibrid. În primele faze, în ultimele, ultimele luni, ne puneam problema ca doar clasele terminale să vină la școală, să pregătească pentru examenele finale, din anii terminați să vină pentru examenele finale, sau ore de remediere, sau clasele din învățământul primar să vină la școală, urmând ca restul să facă în online. Acum, pe de altă parte, dacă ținem cont că valul 4 crește foarte repede, pentru că pentru mine este, care m-am întors de foarte curând, foarte curând în țară, să aflu că deja suntem pe la 1400, iar acum 3 săptămâni eram undeva sub 200, înseamnă o creștere de peste 6 ori, 6, 7. Peste 7 ori. Deja se vorbește că în următoarele 2 săptămâni cifra aceasta se va dubla. Așa e anticipat pentru începutul de an școlar efectiv, când copiii vin în bănci pe 13 septembrie. Da, eu cred că ar trebui să așteptăm noul ordin, abia atunci putem vorbi. Cel care va fi gata, cel puțin vineri, va fi publicat, din ce cunoaștem în acest moment. Da, va fi destul de interesant, îl așteptăm, toată lumea așteaptă cu mare nerăbdare, că pentru că bănuiesc că acolo vor face referiri nu numai la aceste scenarii de funcționare, ce se întâmplă dacă este până într-un grad de incidență de 6% sau peste un grad de incidență de peste 6%, ce se întâmplă la un anumit număr de îmbolnăviri, cum va trebui să reacționăm. Eu cred că după ce... și foarte important, câți ele vor merge la școală, ce se va întâmpla cu elevii care au probleme, multe lucruri care vor trebui prezentate în acest act normativ, și sunt convins că va fi și foarte dificil de întocmit, foarte dificil nu știu dacă îi va mulțumi pe toată lumea. După cum am văzut, după ce apare, că e foarte așteptat, și în momentul când apare, totdeauna găsim și foarte multe critici, pe drept cuvânt, am putea spune, pentru că de foarte multe ori Ministerul Sănătății, cel puțin în ultimii 2 ani cât a fost în centrul atenției, nu pare să fie conectat foarte bine la ce se întâmplă în realitate. Pe de altă parte, și apropo de Portugalia, nu cred că în spațiile închise, la noi nu prea se mai știe de chestia că e spațiu închis sau deschis în foarte multe locuri din țara asta, prin alte țări se cam respectă totuși aceste lucruri mult mai hotărât, adică se poartă masca în spațiile închise. Da, se respectă și inclusiv, iarăși ca o paranteză, dacă din neatenție intrai într-un spațiu sau într-un mijloc de transport și masca nu era pusă corespunzător, cei din jurul tău, da, inclusiv controlorii și cei din jurul tău, populația, îți atrăgea imediat atenția să o aranjezi corespunzător, sau când intrai într-o stație de metrou, erau forțe de ordine, inclusiv mie s-a întâmplat să intru într-o stație de metrou și citind pe ceva informații pe telefon, să fiu oprit și să mi se atragă atenția că nu port mască, dar în mod civilizat mi-am cerut scuze și totul a fost ok. E și asta problema, pentru că la noi dacă suntem prinși probabil în spații de acest gen fără să purtăm, suntem și sancționați. De fapt, în spațiile acestea oamenii nu se protejează din conștiință să pun masca că mă protejează, ci să pun masca dacă văd vreun polițist sau ceva de acest gen. Da, cam asta e România. Știți cum este, vom merge înainte și eu sunt optimist. Suntem pe final de emisiune. Cum spuneam, astăzi a început practic, din punct de vedere administrativ, un nou an școlar cu multe provocări. Copiii vor reveni în bănci pe 13 septembrie. Cum începeți la Colegiul Tehnic General Gheorghe Maghieru? Păi, în primul rând, începem optimist, cu un spirit optimist. Sperăm ca anul să se desfășoare cât mai mult față în față și în același timp va trebui să ținem cont că oricând pot apărea cazuri, pentru că sunt inerente, va trebui să reacționăm cu calm și rapid pentru a preveni îmbolnăvirile, și la fel va trebui să din start să implementăm niște reguli care să ne asigure
care să asigure și să ofere șansa elevilor noștri și profesori totodată să parcurgă cât mai mult din acest an în regim față în față. Și nu mă refer aici neapărat la acel indice de 6%, care ar trebui depășit la nivelul municipiului Târgu Jiu ca noi să intrăm în, să zic, în mediu, să învățăm în format online, ci mă refer la posibilele cazuri de boală COVID care s-ar putea să apară la elevi, la profesori. Am înțeles. În privința vaccinării, dumneavoastră acum, sunteți și aveți elevii care pot să facă vaccinarea, pentru că sunt elevi peste 14, da, 15, peste 12 ani oricum. Oricum, în rândul cadrelor didactice, încă din semestrul trecut, noi aveam o rată de vaccinare de 97-98% în rândul profesorilor, ceea ce este un procent foarte bun. Pe de altă parte, eu cred că un profesor care va intra la școală, la clasă, și va trebui și vrea să-și facă ora așa cum trebuie, va trebui să fie vaccinat pentru a minimiza riscurile. Pentru că mediul școlar este unul care este, din punctul meu de vedere, foarte riscant. Bun. Veți duce muncă de lămurire, nu știu, cadre didactice cu elevii, cu părinții, ca vaccinarea să continue tocmai pentru siguranța atât a elevilor cât și a părinților și a profesorilor? Da, asta vom face în continuu și am făcut-o și până acum și ne-am bucurat foarte mult anul trecut când foarte mulți elevi de la clasa 12-a, acum absolvenți, au înțeles acest lucru pentru că ei au venit, au fost prezenți mult mai mult la școală, fiind o clasă de an terminal, și atunci mulți dintre ei s-au vaccinat și cred că și eforturile au fost și eforturile colegilor mei care au stăruit asupra lor și a familiilor lor să îi îndemne să aibă în vedere acest lucru. Chiar dacă am vorbit în această emisiune doar de pandemie, ieri s-au publicat rezultatele la nivel național și nivel local în ediția a doua a bacalaureatului. Care au fost rezultatele la Colegiul Tehnic General Gheorghe Magheru, ținând cont că oricum sunteți liceul tehnologic cu cele mai bune rezultate în fiecare an? Da, am avut și în această dată, am reușit să trecem de procentul de 50%. Credem noi că pe seria curentă și pe total, ceea ce pentru noi este un lucru foarte îmbucurător, mai ales având în vedere situația în care s-a desfășurat nu neapărat anul trecut și anul dinainte, pentru că generația care a terminat în acest an a fost foarte vitregită, având în vedere practic că de 2 ani școlare a fost afectată. Mai ales că ea a intrat acum 2 ani, a intrat în semestru 2, a intrat în format online. Vă aduceți aminte că s-a întrerupt chiar școala atunci, nu știam foarte mult de această boală. Încet, încet ne-am obișnuit cu ea, din păcate, și dacă ce spunea domnul președinte, s-ar putea să meargă până în 2023. Da, nu, eu personal cred că va trebui să învățăm să trăim cu acest virus și să-l luăm ca atare. Și poate și vaccinul va ajunge ceva sezonier, ca să facem spunem 2023, să nu zică lumea că suntem optimiști. Vă mulțumesc pentru prezența la emisiunea din această seară. Dragi telespectatori, a fost emisiunea Educației, am avut doi invitați pe Skype, domnul Iulian Cristache, președintele Federației Naționale Asociațiilor de Părinți din Învățământul Preuniversitar, și în studio alături de noi domnul Marius Buzerea, directorul Colegiului Tehnic General Gheorghe Magheru din Târgu Jiu, președintele fundației cu același nume. Mulțumim pentru atenție, la revedere!